Tatăl nostru, în numele Domnului Isus, dorim ca să ne dai posibilitatea de a simți că sufletul nostru este atins de prezența Spiritului Tău Sfânt. Să cercetezi și mintea și inima și întreaga noastră ființă să o îndrepți către cuvântul Tău. Doamne, dacă sunt uși blocate care nu se deschid, deschide-le Tu. Ca să intri, să-ți faci lucrarea. Și seara asta să fie o seară de întâlnire cu Tine, minunată, extraordinară, prin efectul ei. Amin. Aș ruga media să îmi afișeze primul slide. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Voi trece la versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, că cei tot mai pot să Te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în Tine, a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântat. Iată prototipul inițial al casei lui Dumnezeu. Iată-l aici. Templul lui Solomon, templul de mai târziu, cuprindea clădiri somptuoase, care avea pe lângă acest prototip, avea și multe alte încăperi, multe alte construcții pentru diferite, eu știu, folosințe. Pe mine însă mă interesează lucrul ăsta. Aici nu am nimic în plus. Aici nu am nimic în minus. Este o clădire care se ocupă și care prezintă planul inițial al lui Dumnezeu, prin care El a vrut să învețe poporul Său că El poate să locuiască cu mine și cu tine, adică cu noi oamenii. Ce îmi place foarte mult este că aici învăț un lucru pe care în altă parte nu-l învăț. Cu alte cuvinte, de ce mergi tu la biserică? Ai dreptate. Da. De ce mergi tu la biserică? Unii dintre noi mergem la biserică pentru clădirile auxiliare. Ia acolo, mă întâlnesc cu nu știu cine, în camera nu știu care. Mai merg mai încolo, se dă mâncare. Mai merg dincolo, se dă... Ce se mai dă? Poate că e muzică. Poate că dincolo sunt, eu știu, cărți sau altceva. Și mă duc la templu pentru că acolo este centrul tuturor acestor activități. Aici nu avem așa ceva. Deloc. Și faptul că nu am nimic din celelalte mă învață și îmi spune că, de fapt, intenția lui Dumnezeu în așezarea unui astfel de edificiu a fost unul singur. De ce este cortul acesta acolo? Pentru un singur lucru. Și dânsa a zis, bine, se mai numea și cortul întâlnirii, ca să mă întâlnesc cu voi. Deci dacă noi nu mergem la biserică să ne întâlnim cu stâlpul de foc, iertați-mă, dar suntem pe nicăieri. Dacă eu nu vin la biserică aici pentru ca să mă bucur de prezența Lui, în condițiile astea, Sfântul Psalmist spunea, o zi
face mai mult decât 1000 de zile în altă parte. În condițiile în care mă întâlnesc cu El. Altfel, dacă nu mă întâlnesc cu El, eu vin aici, pot să fac 1000 de zile și nu face cât nicio zi. Adică valoarea extraordinară a acestei experiențe este ceea ce vedeți dumneavoastră acolo, stâlpul de foc sau șechina sau gloria lui Dumnezeu. Este așa de frumos? Este așa de important? Problema este că Sfânta Scriptură spune că în realitatea mea s-a așezat un zid de despărțire între mine și Dumnezeu și eu nu pot să trec de zidul acesta de despărțire. Mai mult decât atât, spune că îl împiedică și pe el să asculte rugăciunile mele. Platon, marele filozof necreștin, spunea la un moment dat, are dreptate Scriptura. N-a spus așa, dar prin extrapolare. El a zis așa, imaginați-vă o barieră, uite așa. O barieră. Pe care nu o puteți trece. Un fel de tavan pe care nu-l puteți depăși. Este vorba de faptul că nu puteți ști ce este dincolo. Adică eu sunt obișnuit cu lucrurile materiale, dar dacă lângă mine este o ființă imaterială sau supramaterială, care poate să fie înger, care poate să fie Domnul Iisus Hristos, care poate să fie Duhul Sfânt, eu habar n-am. Ce pot să știu eu despre o altă realitate care nu corespunde, nu este identică cu realitatea mea. Ce pot să știu? Și Platon spune, nu știu nimic. E ca și cum ar fi o limită aici, care nu-mi dă voie să trec dincolo. Și el a zis, este bariera sau limita cunoașterii. Și e așa. Dincolo de asta, nu mă pot duce, pentru că simțurile mele, mâinile mele, ochii mei, urechea mea, n-au ce trece dincolo. Nu pot să perceapă nimic din lumea de dincolo. Și atunci, marea provocare a lui Dumnezeu este, dacă există zidul acesta de despărțire, cum vă veți întâlni voi cu mine? Și dacă n-ar fi făcut El gestul acela prin care El să mă caute, eu n-aveam nicio șansă. Înțelegeți? Nicio șansă. Dumnezeu ar fi putut să fie o realitate ascunsă de existența și de gândirea mea pentru totdeauna. Dumnezeu se putea restrânge sau se putea ascunde în colțul unui univers și să lase această mică planetă fără să aibă nicio posibilitate de a comunica cu restul universului. Vă spuneam că undeva în China, din anii 70, există un soi de observator astronomic cu o lentilă cât patru stadioane, îndreptată spre cer, în ideea de a prinde un semnal de la civilizațiile extraterestre. Atâta fac. Zi și noapte. Fonduri uriașe sunt investite acolo. Pentru ca să... Nu se poate, trebuie să întâmple ceva. Din 70 până azi, n-au găsit nimic. Și vor continua să stea mai departe cu ochii goi ca ființă umană către univers, pentru că nu vor prinde nimic. Datorită faptului simplu că zidul e în altă parte. Zidul e în altă parte. Și zidul acesta zice, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Uf, ce înseamnă păcatul?
Păcatul este o problemă de comportament, este o problemă de minte, este o problemă de emoție, este o problemă de tot ceea ce suntem. Și anume, noi suntem la un moment dat direcționați sau îndreptați împotriva lui Dumnezeu. Și pentru că suntem îndreptați împotriva lui Dumnezeu și pentru că suntem la război față de Dumnezeu, Dumnezeu ce poate să facă pentru oameni atât de nepregătiți ca mine și ca tine, nepregătiți ca să-L înțeleagă. Și atunci, acest prototip nu face altceva decât vorbește despre marea strategie a lui Dumnezeu de a sparge zidul și de a veni și a sta împreună cu mine. În seara asta aș vrea să înțelegem că Dumnezeu a spart zidul pentru ca să stea cu mine și cu dumneavoastră, cu fiecare, și dacă nu vom beneficia de acest efort extraordinar al lui Dumnezeu de a sparge zidul și de a veni la mine și la tine, atunci nimic și sub nicio formă cineva, altcineva, ar putea să refacă această legătură. Câteva texte pentru început. Am vorbit aseară despre cruce și despre dorința lui Dumnezeu de a salva ființa umană și de a purta păcatele noastre. În Efeseni capitolul 2 cu 19, Efeseni 2 cu 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați cugetat mult la lucrul acesta. Ce înseamnă? Aici textul spune, voi nu mai sunteți, iertați-mă, de 2 lei. Voi nu mai sunteți nimeni. Voi sunteți împreună cetățeni cu sfinții. În Statele Unite există așa numitele orașe sanctuar. Ce sunt orașele sanctuar? Sunt orașe care și-au propus ca să primească în ele, în orașele respective, emigranți. Și să nu dea pe acești emigranți pe mâna justiției. Există o lege care spune că dacă treci granița frauduros, în momentul 2, legea vine și te condamnă. Orașele respective a zis, nu, noi nu reclamăm, nu-i luăm pe oamenii ăștia și îi predăm mai departe guvernului federal. Nu. Noi vom avea grijă de ei. Spuneți-mi de ce fac lucrul ăsta. De ce un oraș ar putea să facă lucrul ăsta? Răspunsul este în istoria Americii. Oamenii au spus, și noi am fost cândva așa. Și noi am venit din altă parte. Știm cât de greu este. Știm din ceea ce am de unde am plecat. Am fost prigoniți, am fost maltratați, am plecat din închisori, am plecat de oriunde. Am fugit, am dorit să avem o țară liberă. Am dorit să scăpăm undeva. Noi am ajuns aici, am beneficiat de aceste avantaje. Acum, spun ei, există riscul ca cei ce vin încă o dată la timpul acesta, ei să nu mai aibă avantajele respective. Și atunci ei s-au numit oraș sanctuar. Care este o comunitate a cărei politică, scrisă sau nescrisă, descurajează aplicarea legilor locale de a raporta pe acești emigranți, de a le raporta statusul, statutul lor individual, numai dacă sunt implicați, sau cu excepția faptului că sunt implicați în crime serioase. Dacă sunt implicați în crime serioase, atunci sunt predați justiției. Mi-a plăcut foarte mult faptul că au pus nume orașului lor, oraș sanctuar. Cu alte cuvinte, un oraș unde îți găsești adăpost. Un fel de cetate de scăpare. Vă mulțumesc pentru că mi-ați
adus, mi-a amintit lucrul ăsta, un fel de cetate de scăpare. Imaginea cetății de scăpare pe care chiar m-am gândit la ea și am vrut să o discutăm puțin, nu știu dacă mai este timp, dar aș vrea doar să spun, existau 6 cetăți de scăpare pe teritoriul poporului lui Dumnezeu. Cetăți de scăpare ce erau cetăți preoțești. Țineți cont de lucrul acesta. În ele locuiau preoții. Leviții, da. Și atunci, oameni de peste tot, care la un moment dat pățeau un neprevăzut în viața lor, un accident, și care făceau, accidentul respectiv îi puneau în situația să fie dușmăniți, sau cel puțin urmăriți de către aceia cărora le produseseră pagube destul de mari. Spre exemplu, imaginați-vă că din greșeală cineva ucidea la un tăiat de lemne pe un coleg. Atunci toată familia colegului era obligată să răzbune moartea rudei lor. Și atunci, din momentul respectiv, persoana respectivă își lăsa toporul unde era și fugea cu cea mai mare viteză, cât putea el, fugea spre cetatea de scăpare, ca să nu-l ajungă între timp executorii. Dacă l-ajungeau, îl linșau pe drum. Intra în cetatea de scăpare și în momentul în care intra în cetatea de scăpare, rămânea acolo. Pentru cât timp? Până la judecată. Vă rog să observați, cetatea de scăpare nu era acea cetate care nu te mai judeca. Nu. Era cetatea care te scăpa de mâna celor care te ucideau fără judecată. Când intrai în cetatea de scăpare, cetatea de scăpare îți asigura posibilitatea de a fi judecat. Ca să mă înțelegeți bine, am luat un tichet de trecut pe roșu. Și trebuia să plătesc la un moment dat $500 amendă. Ce făcusem, de fapt? Virasem la dreapta, ceea ce era corect, nu încurcasem traficul, dar ar fi trebuit ca să opresc. Eu încetinisem suficient de mult, am văzut că nu e nimeni în stânga și în dreapta, am luat dreapta și am plecat. Nu era nimeni pe stradă. Ce rost a avut? Numai că acolo a fost o cameră. Și m-a filmat. Bun. Și în momentul când s-a întâmplat treaba asta, trebuia să vin cu $500 amendă. În momentul ăla m-am dus și le-am spus, vreau să fiu judecat. Nu plătesc. Vreau să fiu judecat. Pentru că în Statele Unite, singurul care poate ierta e judecătorul. Am nevoie de judecată. Dacă nu-mi dădea voie să fiu judecat, aveam 2 șanse. Ori să plătesc, ori se întâmpla altceva. Dar așa am cerut să fiu judecat. Și m-am dus în fața judecătorului, am spus despre ce a fost vorba și am fost achitat. N-am plătit nimic. În vechiul Israel, judecata era o favoare. Nu era obligație. Sau nu era o traumă. Trauma era dacă te prindea mulțimea. Dacă mulțimea era aceea care, fără să te judece, te executa în momentul respectiv. Interesant de asemenea era că tot acolo nu existau, asta o spunem așa ca să reținem, nu existau procurori. Știți cine te învinovățea? Singurul care avea posibilitatea să învinovățească, știți cine era? Martorul. Nu, martorii. Dacă existau martori, aceia puteau să te învinovățească. Dacă nu, nu. Ei erau singurii. Și de asemenea, nu exista avocat. Nu exista un avocat care să pledeze cauza. Și aici apare iarăși un lucru surprinzător. Cine îți pleda cauza? Cineva zice, tu singur. Nu, martorul te acuza.
Un juriu era format din 3 judecători, cel puțin. Putea să ajungă și la 20 și așa mai departe în procesele mari. Dar cel puțin 3 judecători trebuia să fie prezent la un caz în care se judeca viața sau moartea cuiva. Cel puțin 3. Și era obligatoriu ca unul din acești 3, rețineți, unul din acești 3 să ia partea acuzatului. Știți ce se întâmpla dacă era în unanimitate și dacă acuzatul era acuzat în unanimitate? Procesul se autodizolva. Era obligatoriu ca unul dintre judecători să treacă de partea acuzatului. În noaptea când Domnul Iisus Hristos a fost acuzat, n-a fost nimeni de partea lui. În mod normal, procesul acela era lovit de nulitate datorită cel puțin călcării acestei legi, dacă nu cumva erau și altele printre care să nu judeci noaptea și așa mai departe. Dar vreau să vă spun sau să observați acest lucru frumos, extraordinar. Și anume, atât orașul sanctuar cât și cetatea de scăpare erau acele instituții din poporul Israel care făceau posibil ca un vinovat să poată să fie achitat. Pentru că marea problemă a lui Dumnezeu este cazul tâlharului. Vă aduceți aminte de tâlharul de pe cruce? Vi-l amintiți? Tâlharul de pe cruce este un om condamnat de lege, la moarte. Vreau să vă întreb, este drept ca legea să condamne un tâlhar la moarte, iar altul să-i dea paradisul? Gândiți dumneavoastră. E normal? Legea l-a condamnat la moarte pentru tot ceea ce a făcut și făcuse, iar Iisus Hristos i-a spus: adevărat, adevărat îți spun, vei fi cu mine în paradis. Și i-a dat paradisul cui? Unui tâlhar condamnat. Legea își spusese verdictul în dreptul lui. Ceea ce face Domnul Iisus Hristos este răstoarnă decizia legală a unei instituții care se baza pe ce legi? Pe ce legi? Pe legea Vechiului Testament, pe legea Scripturii. Ei aveau acolo toate directivele pe care Dumnezeu le dăduse pentru ca ei să poată să judece corect. Cu alte cuvinte, cazul tâlharului era corect față de al Domnului Iisus Hristos, care nu era corect. Dar întrebarea este, Doamne, cum se poate? După ce s-a dat un verdict corect de moarte, tu să vii să-i dai aceleași persoane paradisul. Și gândiți-vă, vă rog, că ăsta nu este un caz excepție. Așa trebuie să procedeze Dumnezeu pentru fiecare păcătos pe care îl va mântui. Fiecare păcătos e un tâlhar care merită moartea. Și căruia Iisus Hristos îi dă paradisul. Și te întreb, Doamne, cum e posibil? Aș vrea să înțelegeți această tensiune în seara aceasta. Pentru că aș vrea să spun încă de acum, crucea este singurul loc unde ne putem îndrăgosti de Dumnezeu. Dacă nu ne îndrăgostim de Dumnezeu la cruce, văzând ceea ce a făcut El pentru noi, noi nu-L vom putea iubi pe Dumnezeu niciodată. Este în firea noastră. Este în firea noastră să nu-L iubim pe Dumnezeu. Să stăm departe de El. Avem motivații explicite, altele implicite, unele ascunse, care ne despart de Dumnezeu în fiecare moment. Și atunci, singurul loc unde toate aceste motivații ale noastre se clarifică și singurul loc unde
Putem învăța iubirea de Dumnezeu e acolo, văzând ce face El pentru mine. Pentru un condamnat cum e tâlharul, problema e dublă. Odată, trebuie să plătească pagubele. Da? Dacă ai tâlhărit, înseamnă că ai furat. Ai luat, ai distrus. Trebuie să plătească toate pagubele. E ușor sau greu? Să presupunem că găsești un sponsor și vine și ți le plătește pe toate. Rămâne o a doua problemă, mai grea decât prima. Și anume, pentru un tâlhar trebuie să dea cineva o garanție. Că nu va mai face. Că el nu mai este un pericol public. Trebuie să dea cineva o garanție. Și anume, omul ăsta nu va mai face aceste fapte. Și acum există două posibilități sub care un om nu mai face niște lucruri de felul ăsta. Una, de frică. De frică. De frica pedepsei, nu mai face lucrurile respective. Și până în ziua de astăzi, oamenii sunt puși la pușcărie pentru că atunci când vor ieși, de frica pedepsei, să nu mai intre acolo. Corect? Mai este vreo altă șansă? Mustrarea de conștiință. Dar și mustrarea de conștiință poate să fie pe baza a ce? Tot a fricii. Mi-e frică să mai ajung încă o dată acolo. Deci frica e baza. În marea majoritate a cazurilor. Când, în momentul în care noi folosim pușcăria, pe linia asta mergem. Vreau să vă întreb încă o dată, mai este și o altă posibilitate în care, prin care un om să zică eu nu mai fur? Ăsta este punctul 2. Ar putea să o facă din dragoste. Între timp să-i schimbe cineva mintea, să schimbe cineva ființa și să înceapă să iubească pe oamenii de la care furase. Și să zică, băi, dar eu iubesc pe oamenii ăștia. Cum să fur de la ei? Și asta este varianta lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun că a fost o variantă imposibil de imaginat pentru Satan. Satan a zis, știi ce? Dacă vrei ca un om să nu păcătuiască, atunci pedepsește-l. Și el a așteptat ca Dumnezeu să meargă pe varianta asta. Și a zis următorul lucru. M-ai pedepsit pe mine? M-ai scos afară din ceruri? Îi vei pedepsi și pe Adam și pe Eva. Iar dacă cumva vrei să îi salvezi pe ei, atunci mă vei salva și pe mine și pe ei. Scurt. Pentru că toți suntem sub frică. Și același lucru. Și Iisus Hristos a venit și a pornit din altă parte cu totul imprevizibil pentru Satan. Și a zis, nu, eu îi voi învăța pe oamenii ăștia să iubească. Îi voi învăța să iubească în așa fel încât să nu mai păcătuiască niciodată din drag. Din drag față de mine, din drag față de semeni. Să nu mai păcătuiască. Și pentru că Satan era incapabil de iubire și a rămas incapabil de iubire, Satan era automat în afara acestei posibilități de salvare. Incapacitatea lui de a iubi. Autodistrugerea emoțională care și-a produs-o singur l-a făcut pe Satan să fie în afara planului mântuirii. În timp ce ființa umană a fost chemată la iubire. Da, așa cum știți, asta este problema mea și problema noastră. Dumneavoastră sunteți mulțumiți de felul în care iubim? Vi se pare că iubim? Marea majoritate dintre noi cerem iubire de la ceilalți. Suntem foarte buni să cerem dragoste. Deci eu sunt aici și cer de la dumneavoastră, de la toți, vă rog să mă iubiți dacă vreți să intrați în cer. Da? Și eu vă cer. Dacă vreți să intrați în cer, iubiți
mă, pe mine. Marea majoritate a noastră facem așa. A Domnului Iisus Hristos n-a făcut așa. Domnul Iisus Hristos a făcut invers. Dacă vreți să intrați în cer, atunci? Iubiți. Pe cine, Doamne? Pe cine? Știți, uneori, am mai zis-o eu, uneori parcă Dumnezeu ne-a pus să ținem în brațe cât un cactus. Ăla-i fratele meu, ăla-i prietenul meu, ăla-i la biserică. Fiecare ținem câte, în brațe cât un cactus. Unii țin și câte trei. Și ține în brațe și Dumnezeu ți-a pus. Și zice, ia-i-mă în brațe. Păi cum să iau, Doamne, că strânge-i. Strânge-i. Aoleu, și-i strângi și... Aia e iubirea. Să fie limpede. Iubirea e la cel ce ține trei cactuși în brațe, nu la cactuși. Nu la cactuși. În ziua aceea a mântuirii, cel ce a pătimit ținând în brațele lui pe alții trei, va fi răsplătit, iar cactușii vor fi dați afară. Vă rog frumos, singura noastră șansă este să renunțăm să mai fim cactuși. Nu știu câți dintre dumneavoastră considerați că aveți țepi, dar dacă mai aveți țepi și în seara asta, hotărâți, frații mei, să renunțați la ei. Asta pentru a putea să fiți iubiți mai ușor. Dar nici dacă renunțați la țepi, nu se rezolvă problema. Că renunțăm la țepi, asta nu înseamnă că iubesc. Dacă renunț la țepi, înseamnă că îi va fi mai ușor fratelui meu să mă iubească. Dar eu nu iubesc. Cum ajung să iubesc? V-ați spus problema asta. Auziți dumneavoastră ce zice Hristos, ce zice Domnul Iisus Hristos, zice: voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, iertați-mă, Dumnezeu are această dorință extraordinară din partea mea. Omule bun, te-am luat, te-am pus în cer. Ești împreună cu ceilalți, cetățean împreună cu sfinții. Ți-ai obținut cetățenia, înțelegi? Nu mai ești emigrant, că am vorbit de emigrant în orașul ăla, al orașul de tip sanctuar. Nu mai ești emigrant, ești cetățean împreună cu sfinții. Când ți-ai luat cetățenia? Când? Îmi spuneți când v-ați luat-o? La botez. La boteză îți iei cetățenia și ești cetățean împreună cu sfinții. Și nu poți iubi? Vă dați seama ce probleme avem? Sunt problemele noastre fundamentale. Haideți să vedem dacă îl putem iubi pe Dumnezeu. Haideți să vedem dacă ne putem îndrăgosti față de El. Sau de El. Haideți. Să vedem ce face El pentru mine și pentru tine. Seamănă cu matematica, dar nu e. Uitați-vă puțin ce e acolo. Ăsta este cortul întâlnirii. Ăsta este sanctuarul sau tabernacolul. Acea piesă fantastică pe care a pus-o Dumnezeu acolo pentru ca oamenii să învețe iubirea. Atât. Și culmea este că pe cât este de simplă, pe atât este de puternică. Cumva, dacă vreți, seamănă ca cu o biserică de stil vechi, o biserică ortodoxă. Nu este în întregime, așa, dar seamănă. Vechiul Testament este oarecum păstrat în cultura ortodoxă prin aceste trei secțiuni: curtea din afară, apoi prima încăpere și a doua încăpere, Sfânta și Sfânta Sfintelor, Naosul și Pronaosul. Slujba însă
este diferită. Adică, ceea ce vedeți dumneavoastră aici, drumul acela de la altarul de bronz de culoare, mă rog, de culoarea bronzului, până aici, la chivot, ultima încăpere, se numește drumul sângelui sau slujirea sângelui. Istoria ne spune că primul lucru pe care l-a învățat omul când a căzut în păcat, ca condiție a mântuirii sale, a fost jertfa. Vă aduceți aminte? Cain și Abel. Un altar și pe el o jertfă. Și Abel a învățat în felul acesta că cineva va muri în locul lui. Spuneți-mi, vă rog, de ce n-a pus Cain pe altarul lui un animal de jertfă? Poftiți? Din ce cauză? Marea problemă a fost asta. Cain n-a vrut ca cineva să vină să moară în locul lui. El a fost, în ghilimele, erou și a zis, pentru mine e suficient. Eu mă descurc singur. Cain a crezut că păcatul este o problemă care se raportează la ființa umană. Eu am greșit față de fratele meu. Port eu pedeapsă. O port eu. Când a fost vorba să o poarte, a zis că e prea grea. Dar foarte mulți oameni fac la fel. Eu îmi port povara consecințelor purtării mele. Mai târziu însă, Dumnezeu a extins lecția. Și dacă cumva aș avea posibilitatea să arăt, jertfa este acolo la altarul de bronz, după aceea toată lecția s-a deschis în toată secțiunea de după. Adică Dumnezeu, ca omul să înțeleagă ce e cu jertfa, a adăugat altarul, a adăugat sfânta și a adăugat sfânta sfintelor. Toate acestea sunt dilatarea, extensia lecției. După ce a dat lecția jertfei lui Cain și lui Abel, la muntele Sinai a dezvoltat lecția aceasta cu un manual al iubirii fără precedent. Uitați-vă ce se întâmplă. Un om vine din tabără, observați, sanctuarul este în mijlocul poporului. Vine de undeva de la corturile acestea, vine ca a păcătuit. Ia în spate un miel, trece prin toată tabăra, ajunge la poartă, intră pe poartă și primul obiect pe care îl vede este altarul acela, îl vedeți, este chiar în față cu un foc mai mic pe el. În fața altarului dă mielul jos, pune mâinile pe capul lui și rostește rugăciune. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a trebuit să se roage. Întotdeauna. Rostește rugăciunea. Cumva pe capul victimei se așează păcatele lui. Ce mă interesează, ce mi se pare uluitor este faptul că după momentul ăsta păcătosul se întoarce, deci lasă jertfa acolo și jertfa va fi mistuită de foc pe altar și el se întoarce acasă. Iertați-mi termenul, dacă să înțelegeți, fluierând. Adică fără grijă. Fericit, am scăpat. Atât a fost drumul lui. A intrat, a adus jertfa și a ieșit afară. El se duce în tabără, își continuă viața. Fericit, el crede că este iertat, el nu-l mai doare capul de niciun fel. Dar vă rog să observați un lucru. De aici încolo, din momentul acela, începe o industrie în care Dumnezeu este implicat. Industrie în care Dumnezeu trebuie să rezolve problema păcatului lui. Adică el vine și pune acolo jertfa și păcatul lui și spune preotului, de acum încolo descurcă-te. Și preotul trebuie să facă ceva cu păcatul acela pentru a-l rezolva. Probabil că pentru păcătos, punerea păcatului pe sanctuar durează o oră. Slujirea sângelui însă
ceea ce trebuie să facă Dumnezeu cu păcatul, din punct de vedere al timpului, raportat la ora aceea, este imensă. Haideți repede să observați ce se întâmplă. Preotul, deci în timp ce jertfa este pusă pe altarul de bronz și arsă acolo, preotul vine repede, înainte să fie pus pe altarul de bronz, cu un castron, ia sângele de acolo, îl duce mai departe, se spală altarul de aramă, intră pe ușă, aceea care este acolo, intră în locul sfânt. Și acolo, în locul sfânt, este masa pentru punerea pâinilor, deci este masa cu pâine, este sfeșnicul care duce lumină, este un alt altar de aur care mijlocește și toate acestea îl simbolizează pe Iisus Hristos. Vă rog să observați, intră cu sângele unde? Dacă spun sfânta, nu spun mare lucru. Dar intră cu sângele acolo unde toate obiectele vorbesc despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Este ca și cum intră cu sângele acolo în Iisus Hristos. Pentru că ai pâine, lumină, altar, toate sunt elementele care țin de slujirea Domnului Iisus Hristos. Iar El aduce sângele care conține păcatul, îl aduce acolo, în mijlocul acestor lucruri. Și ia sângele respectiv și îl stropește. Și îl stropește pe altar, îl stropește pe acea perdea. Deci, sângele stropit. Știți ce zice Sfânta Scriptură? Zice că sângele stropit vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vă aduceți aminte de textul ăsta? Dragii mei, oaia e mută. În Isaia 53 spune, ca o oaie mută care o duci la măcelărie. El vine cu mielul pe umeri și mielul nu vorbește. Îl junghie și mielul nu vorbește. Este simbolul Domnului Iisus Hristos care a primit plata păcatelor mele fără să scoată o vorbă. Dar sângele stropit, deci oaia, mielul nu vorbește, dar sângele stropit vorbește. Unde vorbește? În sfânta. Acolo este locul unde se aude foarte clar vorba, cuvântul, dialogul care rezolvă problema păcatului meu. Există în Sfânta Scriptură, în legătură cu această vorbire a sângelui, există în Daniel 8:13, am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt întrebând pe cel vorbea, până când va fi călcat în picioare sfântul locaș? Toate problemele acestea se poartă, discuțiile, întrebările, răspunsurile mântuirii sunt acolo, în sfânta. Se poartă acolo. Când arunc mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar. Sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu, este vorba de primul altar, cel de bronz, care ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Iată cum se vorbește la nivel de sanctuar, în curte, în sfânta. Și chiar dacă întrebările sunt acolo, răspunsul este în sfânta, acolo dă răspunsul Domnului Iisus Hristos. Și sângele este luat și stropit unde? Pe? Marele preot. Tot ceea ce se întâmplă acolo, se întâmplă înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi dacă perdeaua ar putea să fie dată la o parte. Ce frumos ar fi dacă preotul ar putea să stea față în față cu șechina, cu prezența lui Dumnezeu. Numai că între el și Dumnezeu, chivot, se află această perdea. Și preotul, în loc să aibă perdeaua dată la o parte, vă rog să observați, preotul stă în față. Este ultimul zid de despărțire. Și zidul nu se dă la o parte. El
stropește sângele, el face slujbă în fața unui zid și nu vede nimic din ceea ce se întâmplă dincolo. Dragilor, e o tragedie aici. Și dacă sângele este aruncat pe perdea de Paște sau în sărbătoarea Paștelor, vă puteți imagina când se va da perdeaua la o parte? Pentru că visul este momentul ăsta când perdeaua se dă la o parte și când omul se întâlnește cu Dumnezeu. Când se va da perdeaua la o parte? Deci dacă este stropit de Paște, atunci era prima stropire a sângelui la Paște. Când se va da perdeaua la o parte? De ziua ispășirii sau Yom Kippur. Când e asta? La ce distanță? 6 luni. Aș vrea să mă întorc la întrebarea care am pus-o. Dacă păcătosul care a venit din tabără stă în fața victimei să-și mărturisească păcatul o oră, cât timp lucrează Dumnezeu cu sângele? Cât timp? 6 luni. Vă rog, comparați o oră cu 6 luni și veți vedea un lucru grafic aproape. Eu pot păcătui față de fratele meu, dar consecințele păcatului meu privesc cerul. Și dacă eu aici trăiesc și văd consecințele păcatului meu, probabil într-o viață de 60-80 de ani, cerul păstrează această realitate a păcatului meu pentru cât timp? Pentru cât timp? Și iată că cerul păstrează păcatul meu, păstrează ceea ce am făcut eu până în momentul în care Iisus Hristos prin judecată rezolvă problema asta. Singurul lucru care vreau să-l înțelegem este că păcatul nu ne afectează pe noi. Păcatul îl afectează pe cine? Pe Dumnezeu. Simpla mea, ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Doar n-am dat în cap la nimeni. Doar n-am năpăstuit pe cineva. Sunt un om bun. Este ceea ce îmi spunea mie un prieten acum câteva zile. Sunt un om bun. Am grijă să fac bine la toți. Bun. Viziunea ta este în legătură cu fac bine la toți. Dar ce faci cu Dumnezeu? La El te gândești? La cât de mult lucrează Dumnezeu pentru mântuirea ta, pentru salvarea ta, pentru ca să dea la o parte acest zid de despărțire care este între noi și El, pentru ca să putem să stăm față în față cu El. La asta te gândești? La faptul că cuvântul lui Dumnezeu spune că datorită mântuirii sale și a jertfei sale suntem cetățeni împreună cu sfinții, nu mai suntem nici oaspeți ai casei, nu mai suntem nici străini, ci suntem acolo împreună cu El. Faptul că Dumnezeu spune, oameni buni, voi nu mai trăiți pe pământ. Faptele voastre nu rămân aici pe pământ. Voi trăiți împreună cu mine. Unde? Cetățeni împreună cu sfinții. V-am luat cu mine. Sunteți acolo. Faptele voastre împodobesc cerul. Îl împodobesc? Faptul că noi trăim pe pământul acesta ca pe pământ este o mare eroare. Noi va trebui să trăim pe pământul ăsta ca cetățeni împreună cu sfinții. Oameni în casa lui Dumnezeu. Asta este viziunea care ar trebui să ne aducă dragostea lui Hristos în sufletul nostru. Asta este viziunea. Asta este imaginea. Dragostea lui în sufletul meu pentru că m-a iubit atât de mult. Mântuitorul spune la un moment dat, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Mă duc să vă pregătesc locul acela. Până când locul acela va fi pregătit, există un oraș sanctuar unde putem intra fiecare dintre noi. Pentru a ne păstra salvarea. Pentru a ne pregăti în vederea judecății. Știind că judecătorul va acționa în favoarea noastră. Știind că judecătorul ne iubește, judecata va elibera ființa noastră. Nu stați departe de orașul sanctuar.
Important e să intrăm acolo. Va dura puțin. Cerul va lucra mult pentru salvarea și mântuirea ta. Îngăduie cerului ca să facă asta pentru tine. Nu face ca și Cain, care la un moment dat a zis, nu mă interesează, voi rezolva eu problema mea, voi rămâne eu cu problemele mele. Nu face lucrul acesta. Orașul sanctuar e pregătit deja pentru tine. Un singur lucru trebuie să faci. Intră înăuntru. Intră înăuntru. Și Dumnezeu va lucra pentru tine cât va fi nevoie. A început la cruce și continuă să lucreze mai departe pentru tine și pentru mine. Mâine seară vom încerca să vedem pe Iisus Hristos care mijlocește pentru fiecare dintre noi, strigând la un moment dat pe culoarele sanctuarului ceresc. Doamne, sângele meu e pentru Valentin. Sângele meu e pentru tine. Sângele meu este pentru tine. Sângele meu este pentru noi toți. E suficient motiv să-L iubim? E suficient motiv să-L iubim? Adică nu numai crucea, și acum lucrează la păcatele mele. Și acum lucrează pentru mine. De 2000 de ani se întâmplă lucrul acesta și mereu și mereu lucrează pentru a salva ființa umană. De atâta vreme nu merită? Nu merită iubire? Vă las cu această întrebare ca să puteți să dați dumneavoastră un răspuns. Nu merită iubire?